Acest guvern este într-atât de corupt și vai de capul lui, că chiar președintele Maia Sandu, care l-a înaintat, și chiar PAS-ul, ne cheamă cu lăcrimi în ochi să nu-l votăm. Că, Doamne ferește, ce se va întâmpla. Și eu, parțial, le dau dreptate. Fiindcă, mă înțelegeți, ei au fost în trei alianțe cu Plahotniuc. Da? Ei au fost în patru guverne împreună cu Plahotniuc, inclusiv demiși pentru corupție în 2013, da? Cu tot cu Plahotniuc. Au votat miliarde, au votat concesionarea aeroportului cu Plahotniuc și chiar au câștigat prezidențialele, cum ne spune mult stimatul președinte, da? Au datorit lui Plahotniuc. Și acum se erigează în mari luptători cu Plahotniuc. Vă dați seama? Culmea, în 2009-2015 am avut o alianță din câteva partide, din care unul, PLDM, îl vedem astăzi în acest guvern și în această fracțiune. Tot guvern, toată garnitura PLDM cu acte în regulă, numai președintele PLDM nu este aici, unul este, apropo, chiar în guvern, nu este doar Vlad Filat aici, da? Tot ceilalți din PLDM sunt în fața dumneavoastră. Și totuși, eu cred, și mai repet, că anume în perioada aceea s-au făcut cele mai mari crime, atacul Raider pe bănci de 100 de milioane, furtul miliardului, furtul aeroportului, omorul lui Butmalai, ce vrei a fost? Și iată acum acești indivizi vin aici și vorbesc despre oameni buni? Și totuși eu cred că acest guvern trebuie de votat și vă spun de ce. Nu cum să nu votez un ministru a economiei care stă aici cu afaceri în offshore-uri, care și-a subestimat valoarea casei de 4 ori, casa care costă 8 milioane a prezentat-o ca 2 milioane, cum să nu votez, bre? Mai mult decât atât, cum să nu votez ministrul sănătății, care a primit un masterat ilegal, și toată lumea știe asta, confirmat de Ministerul Educației, apropo, și a ascuns averea, pensiunea Zimbrii Cehlăului din România și a mai ascuns încă un offshore în Malta, încă vreo 3 proprietăți în România. Cum să nu votăm, oameni buni? Dar cum să nu votez eu pe ministrul reintegrării, care a votat personal pentru alocarea 5 miliarde de lei băncilor lui Ilan Șor? Apropo, Șor nu a votat. Asta așa vă spun, printre altele. Dar ei au votat. Mă înțelegeți? Cum să nu votăm ministrul de interne, care și-a ascuns informațiile și averea privind un apartament micuț de 150 de metri pătrați, un teren, 12 conturi bancare, acțiuni ale o companie și o mașină. Și a închiriat propria mașină la propria firmă cu 2000 de dolari pe an, având și un raport ANI de constatare a acestui abuz. Dosarul stă la procuratură prăfuit, până acum nu îi se dă curs. Dar cum să nu votăm un ministru justiției care și-a apresat clasarea dosarului propriei soacre? Apropo, dosarul pe implicare în furtul miliardului. Să mergem mai departe. S-a vorbit azi de lupta cu corupția, tribunale anticorupție, DNA, CNA, mai nu știu ce. Vreau să o întreb pe doamna prim-ministru dacă tribunalul anticorupției se va ocupa și de următorii oameni buni. Însăși soțul doamnei prim-ministru acuzat de portalul Scheme MD de gestionarea contrabandei în 2019. Doi, de însăși Maia Sandu, care la 29 mai 2013 a votat pentru concesionarea aeroportului, fapt care a fost numit de către domnul Slusar o crimă de proporții, fără echivalent. Sau doamna Sandu, care la 27 martie 2015 a votat pentru alocarea 5 miliarde la cele 3 bănci. Cu mânuța ei este document prezentat chiar de domnul fost prim-ministru, apropo, din sală. Sau poate domnul Negruța va fi condamnat la 3 ani, a votat pentru privatizarea BEM-ului, iar astăzi ei ne zic așa luptau cu Plahotniuc. Mă înțelegeți? Condamnat penal, oameni buni, și iată e prezentat ca om bun. Sau poate pe domnul Grosu care stă aici și care cu mânuța lui vota privatizarea BEM-ului miliardelor și azi îmi dă mie lecție aici de morală. Fiind într-o alianță cu Plahotniuc. Ați stat în alianță cu Plahotniuc, închideți-vă gura acum și nu ridicați ochii aici și gura nu o căscați în sală. Să vorbiți de oameni buni. Oameni buni trebuie la pușcărie să stea. A patrulea. Poate Olesea Stamat, care conform, consilier prezidențial, care conform portalul Scheme MD, și-a clasat dosarul propriului soț. Dosarul penal, apropo. Sau poate Tatiana Răducanu, membru a Consiliului de Securitate, care a adus prejudicii statului, fiind judecător, de 2,5 milioane lei, a pierdut 7 dosare la CEDO, a fost descrisă de ziarul de gardă, care astăzi o omenajează pe doamna Sandu, ca fiind un judecător corupt cu un căsălău de vreo 300 de metri pătrați. Astăzi ea e membru Consiliului de Securitate. Astăzi ea e om bun. Aici ne scrie un cetățean
Și nu știu ce să-i răspundem. Îmi dați 30 secunde. Citesc scrisoarea. Finalizați. Și nu știu ce să-i răspund. Mă întreabă, am și eu o diplomă falsă. Am fost acuzat de plagiat. Mi-am ascuns proprietățile în declarații. Am fost condamnat penal pe 3 ani. Am un mandat de interdicție pe 5 ani să ocup funcții publice. Am adus daune statul de 2,5 milioane lei. Am cetățenie altor state. Am afaceri offshore. Am votat aeroport și miliard. Spuneți-mi, vă rog, eu pot fi membru a guvernului Gavriliță sau consilier prezidențial? Eu cred că poate.